Este greu de dat o definiție pocăinței. În general, părinții bisericii și mai ales cei care, părinții asceți ai bisericii care s-au ocupat îndeaproape de trăirea cea dinăuntru, văd în pocăință o schimbare. O schimbare a felului de a viețui, dar mai ales o schimbare a felului de gândire. Iar postul cel mare este o perioadă care ne îndeamnă cu atât mai mult la a lucra. Pocăința e de toată viața, pocăința nu este un act de moment, ea se intensifică, ea crește în intensitate, avem în timpul postului mare îndemnul permanent la pocăință pe care ne-l adresează biserica prin slujbele ei, prin lecturile ei, prin modelele de pocăință pe care ne le adresează. Timpul postului mare, într-un fel, ne pocăim cu toții împreună. Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului, deși îl spunem în felul acesta, sau miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, da, pe mine miluiește-mă, o spunem în cadrul liturgii, cu toți împreună, întreaga biserică, într-un fel, se pocăiește în timpul postului mare. Avem exemple de pocăință de-a lungul celor 9 ode ale canonului Sfântului Andrei Criteanul, care se citește și în primele 4 zile din postul cel mare și apoi ca și când simțim nevoia să revenim asupra acelorași modele și asupra acelorași idei, și în săptămâna 5-a citim încă o dată canonul Sfântului Andrei Criteanul. Apoi, înainte de a intra propriu-zis în postul cel mare, avem o duminică dedicată amintirii episodului întoarcerii fiului risipitor, iarăși un model de întoarcere la Dumnezeu, un model de pocăință. Intrând în postul cel mare, avem o duminică specială închinată Sfintei Maria Egipteancă, model prin excelență de pocăință, pentru așa într-un fel a culmina acest urcuș al nostru, această intensificare a pocăinței noastre în săptămâna mare sau în săptămâna Sfintelor Pătimiri, cu ziua de miercuri, miercurea cea mare, când ne amintim de femeia cea păcătoasă care în pocăința ei cea adâncă a uns cu mir picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Pocăința în timpul postului mare este legată în mod practic de taina Sfintei Spovedanii. Oamenii credincioși, mai ales în timpul postului mare, se spovedesc. Bine ar fi să nu o facă doar acum, să nu lege pocăința, spovedania doar de postul mare, dar ar fi prea puțin, incomplet, nedesăvârșit să considerăm pocăința ca fiind taina Sfintei Spovedanii. Spovedanie este forma concretă prin care noi arătăm înaintea lui Dumnezeu părerea de rău pentru păcatele noastre, ne pocăim de păcatele noastre și apoi luăm hotărârea de a ne îndrepta viața, de a nu le mai face. Dar pocăința trebuie să cuprindă toate aspectele vieții noastre. Un creștin este, prin definiție, o persoană care se pocăiește tot timpul. Și Biserica ne învață că această pocăință nu este una cu tristețe. Este o pocăință care, deși cumva face apel la o zonă gri a vieții noastre, când vorbim despre pocăință, este ceva care nu ne face cinste. Vrem să ne detașăm de etapa respectivă, de lucrurile pe care le-am făcut și pe care le simțim că nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Dar în același timp, pocăința se face și cu bucurie, în sensul că simțim sau simțind iertarea din partea lui Dumnezeu, retrăim cu fiecare gest de pocăință, cu fiecare intensificare a pocăinței, o moarte și o înviere. Murim păcatului și în același timp și înviem. De aceea, în timpul postului mare, metaniile sunt mai prezente și în viața credinciosului în ceea ce privește pietatea lui particulară, dar și în biserică. Metania în sine este un gest fizic care ilustrează o atitudine spirituală a sufletului. Atunci când facem metanie, ne prosternăm, da, cu fața până la pământ, cu fruntea aproape atingând pământul, arătând că prin păcat am căzut, ne-am făcut una cu pământul, spune Sfântul Andrei Criteanul într-unul dintre oparele sale, mintea cu totul țărână mi-am făcut.
Nu mi-am păstrat mintea, Doamne, așa cum Tu mi-ai dăruit-o. Am întinat chipul Tău. Și îmi pare rău pentru asta și prin gestul acesta de prosternare în fața lui Dumnezeu, ca semn de cerere a iertării, arăt chiar lucrul acesta. Dar nu rămânem acolo. Prin ridicare, anastasis în limba greacă și prin starea drepți, în stare de demnitate, arătăm că suntem repuși de către Dumnezeu care a primit pocăința noastră în starea de fii ai Săi și în bucuria de a ne vedea unii pe alții față către față și de a-L vedea astfel și pe Dumnezeu. Când ai conștiința încărcată sau când te simți vinovat față de ceva, privirea îți este întunecată și de cele mai multe ori nu îndrăznești să privești pe cineva în ochi, mai ales pe cel căruia ai greșit. Dar prin pocăință, spălându-ne Domnul sufletul, minunat ar fi dacă s-ar găsi o lacrimă, fie și tainică dacă nu văzută, atunci avem îndrăzneala de a privi, nu cu semeție, ci cu duh de umilință și pe semenii noștri și da, într-un fel putem să privim cu multă nădejde și încredere spre icoana Domnului Hristos, cu nădejdea că îl vom vedea pe El, așa cum ne-a promis, față către față în împărăția Lui.